Cetățenii din municipiul Târgu Jiu ar putea fi chemați din nou la urne. Primarul Marce Romanescu susține că ia în calcul varianta de a organiza un referendum pentru a desfința poliția locală. Edilul a declarat că cetățenii sunt cei care trebuie să decidă dacă se justifică existența poliției locale. Romanescu susține că prin desfințarea acestei entități ar putea economisi sume colosale la bugetul local, care ar putea fi folosite astfel pentru alte investiții. Primarul municipiului mai susține că va organiza referendumul în cazul în care îi se vor pune piedici în aplicarea noii organigrame. Romanescu susține că cetățenii nu sunt mulțumiți de activitatea poliției locale și că ia în calcul varianta organizării unui referendum. Din păcate pentru poliția locală, din fericire pentru modul în care am abordat această reorganizare, mi se dă dreptate. Adică eu sunt convins că dacă mâine, la nivelul municipiului Târgujiu, și iau în calcul, vă spun în premieră, în emisiunea dumneavoastră, iau un calcul realizarea unui referendum la nivelul municipiului Târgu Jiu pentru posibila a poliției locale. nu îmi voi asuma, pentru că nu vreau să las la un moment dat impresia că am o problemă cu poliția locală. Eu nu am o problemă personală cu poliția locală ca entitate. Am problemă cu, poliția, cu anumiți polițiști locali din cadrul acestei instituții. Oamenii care n-au înțeles că sunt, până urmă, în slujba cetățeanului, nu sunt stăpânii cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Primarul municipiului Târgu Jiu a mai declarat că va organiza referendumul în cazul în care îi se vor pune piedici în aplicarea noii organigrame. Așa cum eu am fost supus votului cetățeanului pentru a rămâne primarul municipiului Târgu Jiu... În ce condiții Jiu, veți face acest referendum? Adică când în condițiile, în condițiile, în condițiile în care se va bloca această reorganizare, putem să trecem și la o altă măsură. Da? Să vedem dacă instanțele de judecată, ulterior, când voi supune referendumului, va fi o singură întrebare. Sunteți de acord cu desfințarea poliției locale? Cu două răspunsuri. Da sau nu? Răspunsul de mijloc nu va exista. Da? Și atunci vom vedea exact de câtă încredere și de câtă susținere se bucură poliția în rândul cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Și asta v-am spus. Imaginea asta s-a creat în 30 de ani noua organigramă prevede renunțarea la o posturi de conducere în poliția locală fapt care a creat nemulțumiri liderul de sindicat al polițiștilor locali susține că va ataca noua organigramă în instanță pentru că prin aplicarea ei 39 de polițiști locali vor pierde statutul de funcționar public și câte 300 de lei din norma de hrană